Sper ca 1 decembrie 2015 să fie un semn pentru un nou început pentru România. Îmi doresc foarte mult ca România să-și recâștige demnitatea și acest lucru nu este atât de ușor. Asta presupune ca să dezvoltăm economia, să asigurăm locuri de muncă, să avem grijă de poporul român să trăiască mai bine, să avem diplomație, să impunem respect în Uniunea Europeană și în lume. Nu este un lucru ușor, dar eu, optimist fiind, mă gândesc tot timpul la lucrul acesta. Există o tradiție a PNţCD cu privire la realizarea Marii Uniri din 1918, 1 decembrie. Și noi sperăm ca să continuăm mesajul țărăniștilor de atunci și de pretutindeni și de până acum și dorim ca România să recâștige demnitatea de care are nevoie în plan european și internațional. 1 decembrie 1918 a fost un punct crucial în revenirea României la nivelul unei țări respectate. Mă refer aici la Marea Unire care s-a întâmplat și care a impus respect deopotrivă din partea tuturor țărilor europene și nu numai. Astăzi, când sărbătorim din nou Ziua Națională, 1 decembrie 2015, sper ca să fie un nou început pentru România, să recâștige demnitatea de care avem nevoie, evident, demnitatea care impune respect din partea tuturor țărilor Uniunii Europene și internaționale. Și am aici de subliniat un lucru care eu consider evident, că ideile PNţCD sau mesajul PNţCD, care a fost și la 1 decembrie 1918, se află și astăzi în guvernul Cioloș, ținând cont de faptul că în acest guvern tehnocrat există doi foști țărăniști de marcă. Și amintesc aici pe domnul Costin Borc, care a fost șef de cabinet al seniorului Corneliu Coposu, dar și pe Marius Bostan, care este tot ministru în guvernul Cioloș și care a fost președintele Tineretului Universitar PNţCD. Consider că și cred că România are nevoie de un mesaj al reprezentanților PNţCD pentru a reveni, să zic așa, într-un model de țară cu demnitate și cu o economie prosperă, evident, și cu un popor sănătos și prosper. Pentru că ne aflăm în această zi de sărbătoare a tuturor românilor și a României în special, le spun tuturor constanțenilor, dar și românilor de pretutindeni la mulți ani și să nu uităm niciodată noi românii de principiile PNţCD, de mesajul PNţCD prin care putem reconstrui România, să nu uităm că trebuie să ne promovăm valorile, să ne respectăm valorile și să ținem cont de principiile unui partid istoric ca PNţCD și anume să ținem cont de morala creștină, să ținem cont de principiul patriotismului luminat, să gândim frumos, să fim diplomați, să ne respectăm și să ne promovăm țara și valorile României.